A devenit tradiție ca în fiecare an, la începutul primăverii, la mănăstirea mehedințeană Topolnița, să fie săvârșit o slujbă cu totul deosebită. Cu acest prilej, chinovia de pe apa Topolniței a devenit și anul acesta, în prag de primăvară, un loc de pelerinaj și de rugăciune. Astfel, creștinii din împrejurim și nu numai și-au îndreptat pașii spre Sfântul Așezământ Monahal pentru a participa la tradiționala slujbă. Cei ce au fost prezenți la mănăstirea Sfântului Nicodim de la Tizman au trăit momente unice de rugăciune. La acest eveniment a fost prezent ierarhul locului, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și al Strehaiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de eromonahi, preoți și diaconi. Ziua de 1 martie a devenit un fel de hram aici, la mănăstirea Topolnița, una din cele mai vechi mănăstiri din județul Mehedinț. A devenit hram datorită evlaviei părintelui stareț Grațian și a micuței obștei care s-a închegat după cel de-al doilea război mondial. Părintele a inițiat aici acest hram pentru ca să apropie credincioșii de Sfânta Mănăstire din satele din jurul mănăstirii, sate ce se află în podișul Mehedinț sau pe valea râului Topolnița. Au venit aici pentru rugăciune, pentru a se spovedi, pentru a aduce pomelnic cu răposații spre a fi pomeniți pe în sâmbetele din perioada postului. Părintele stareț Grațian a avut darul de a catehiza poporul, iar părintele cu viață sfântă, Vichente Popescu, duhovnicul apreciat și căutat de foarte, foarte mulți credincioși, au reușit ca în deplină instaurare a comunismului să îi mențină pe credincioși aproape de biserică. Toți cei care treceau pe aici cu evlavie se întorceau în satele lor și frecventau biserica în perioada de prigoană. A mai fost și o lucrare a satanei care reușea să ademenească pe unii fii ai acestor sate să cerceteze pe vrăjitori. Știind că se pierd multe suflete, părinții i-au chemat aici și în număr din ce în ce mai mare au venit aici locuitorii satelor. Au fost situații când au fost aproape număr mare de credincioși. În cuvântul de învățătură rostit, preasfințitul părinte Nicodim a explicat semnificația acelei zile de sărbătoare, prezentând cum a fost aleasă ca zi importantă pentru creștinii mehedințeni. A devenit deja o tradiție ca la 1 martie preasfințitul părintele nostru Nicodim, episcop al Severinului și Strehaiei, să poposească în fiecare an în mijlocul obștii monahali la mănăstirea Topolnița. Această zi de sărbătoare, ceea ce astăzi nu este o zi de sărbătoare anume, a fost înființată către vrednicul de pomenire, stareț Grațian Protosinghelul, între anii 1943 și 1990, ca să săvârșească această slujbă cu apă sfințită, sfânta și dumnezeiască liturghie, el deja decedând la această dată de 1 martie în 1990. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru că ne-am venicit ca să ajungem până într-o acest ceas și îi mulțumim de asemenea tuturor celor care s-au împlinit în a realiza aceste sărbători, rugând pe prea milostivul Dumnezeu ca să le plătească pe toți truda și dragostea pe care au oferit-o Sfintei noastre mănăstiri. După sfințirea liturghiei a fost sfințită aghiazma mică și s-au citit și rugăciunile Sfântului Trifon pentru îndepărtarea dăunătorilor de la țărânile credincioșilor, precum și pentru binecuvântarea semințelor ce urmează a fi semănate acum la început de primăvară.